Bună ziua, astăzi 27 mai 2022, împreună cu prietenul meu Irinel, ne aflăm la o pădure de salcâmi din județul Timiș și ne apucăm să strângem niște miere, să vedem ce au făcut fetele. Ești pregătit, Irinel? Sper că strângem ceva astăzi. Sigur, hai. Hai la treabă, fratele meu. Uite aici. Calitate. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Conținutul de apă trebuie să fie de 18%, dar având în vedere că asta e căpăcită mai mult de jumătate, sigur 100% că conținutul de apă e corespunzător. Deci, o putem stoarce. Dacă avem o ramă, ziceau bătrânii, dacă avem o ramă așa, căpăcită în totalitate, bine, ei nu lucrau cu rame pe 1 pe 2, lucrau cu rame întregi. Dacă erau căpăcite pe jumate sau pe un sfert, atunci ei le storceau. Uite, după cum vedeți, asta nu-i căpăcită numai pe o parte și pe asta la altă nu-i căpăcită în totalitate. Dar mire e maturată. Aici nu stropește nimeni cu nimic. Aici e totul cât de cât natural. Deci orice miere de la pădure e mult mai bună decât cea din la câmpie sau de la o cultură, eu știu, gen, nu știu, muștar, rapiță, floarea soarelui. Pentru că astea sunt niște culturi pe care se folosesc pesticide, fungicide și alte chimicale, care, din păcate, reies în miere. Acum decăpăcesc ca să pot extrage miere. Ramele arată bine, nu mă așteptam să culeagă chiar atâta, având în vedere că am întârziat vreo două zile să le aduc la pădure și mai vreo două zile a fost frig. Se putea și mai bine, dar pe total sunt mulțumit. Ce facem cu căpăceala care o dăm de pe rame? Cu căpăceala o putem valorifica și asta, numai că nu e foarte căutată. Mai căutată este fagurile și pentru fagurile trebuie niște rame speciale. Eu cu căpăceala ce fac, o topesc, o refolosesc pentru foițe de ceară și mierea ce rezultă după ce am fiert și am topit ceara, o dau din nou la ca hrană la albine. Facem un fel de sirop din căpăceala respectivă? Da, poți să pui ce rămâne din topire, poți să pui să amesteci cu siropul cu zahăr și să hrănești, să faci hrănirile de toamnă sau de primăvară la sau cele de stimulare la albine. Eu asta fac ca să nu se piardă. Și ceara respectivă, cum am spus, o dau la schimb ca ceară brută pentru foițe de ceară. Am văzut că se mai vând diferite borcane care au doar căpăceală. E bună pentru diferite boli sau pentru ce anume? Păi fiecare căpăceală cum e asta de salcâm are proprietățile mierii respective. Am înțeles. Dar care este produsul cel mai căutat de la miere, dacă nu ne referim strict de miere? Propolisul? Lăptișorul de matcă, veninul, nu știu, întreb, care este? Din păcate, piața noastră e cam redusă la chestiile astea și se caută numai mierea. Cu toate că dintr-un stup poți să extragi, să valorifici mult mai multe chestii, cum ar fi căpăceala, cum ar fi propolisul, ce ai spus, adică cum ar fi polenul, lăptișorul de matcă, apilarnilul. În top 3 crescători de albine din lume. Exact, doar că la noi mierea e pe primul loc. Sumul de miere, să înțeleg, este foarte puțin. Pe cap de locuitor, dacă luăm așa, da, că majoritatea mierii ce o producem noi ca țară se duce în export.
și noi importăm din China. Apropo de China, tot comerțul este plin de borcane cu miere la un preț foarte mic, foarte mic. Acum, nu trebuie, cred că nu trebuie să fii expert să-ți dai seama că ce se vinde în magazin nu prea seamănă a mierea naturală, adevărată. Mai este, îți dai seama că acum nu toată mierea e contrafăcută. Doar că ea, ei cumpără miere ieftină. Din China, cum se produce în China? Au multe plantații de 300 de zahăr, îți dau exemplu, da? Așa. O recoltat 300 de zahăr și ai văzut că orice plantă când o recoltezi mai scoate sevă. Seva e dulce de la 300 de zahăr. Duci acolo stupii și ca și când le dai sirop. E clar, nu putem să comparăm atunci cu miere de salcâm. Nu ai cum să compar cu miere de salcâm, îți dai seama. E o miere de proastă calitate. Acum, ca să-ți dai seama că e miere contrafăcută, necesită totuși niște analize sau, na, nu poți să-ți dai seama chiar. Bine, lumea... omul cumpără mierea doar să fie dulce. Și exact. Crede că cu cât e mai dulce, cu atât e mai bună. Mierea bună trebuie să fie cristalizată în primul și în primul rând. Da, dacă nu e de salcâm. Asta de salcâm se cristalizează mult mai greu. Dar restul sortimentelor de miere se cristalizează Poliflora... tot. Poliflora, cea de rapiță, se cristalizează cel mai repede, în 4 zile ții beton. Te iară, mai durează puțin până se cristalizează. Și asta poate să dureze la o miere bună de salcâm, poate să dureze și câțiva ani să ți se cristalizeze. Dar care este termenul de garanție a mierii? Nu există termen de garanție a mierii. Mierea, dacă, cum ți-am spus la început, dacă are conținutul de apă undeva între 18 și 20%, ea nu are termen de garanție, deci nu se strică niciodată. Au fost găsite borcane cu miere de 4.000 de ani și perfect comestibilă, nu are ce să se strice la ea. Diferă calitatea mierii în funcție de soiurile de albine? Dacă mergem cu un soi de albine la salcâm sau mergem cu un alt o rasă soi, de albine. O rasă de albine, e diferență de calitate nu. Sau doar cantitatea? Cantitatea de feră, dar în rest nu. Că toate rasele conțin aceeași enzimă prin care produc mierea. Deci nu contează că este rasa X sau Y. Nu. Calitatea mierii este aceeași. Calitatea mierii este aceeași. Dacă apicultorul are grijă de stup. Exact, să nu avem boli. Să nu avem, eu știu, alte sortimente. Îți dau un exemplu. Să nu fii hrănit înainte sau în timpul culesului cu sirop de zahăr. Atunci n-ai făcut nimic. Toată ți se amestecă mierea și atunci ai un talnoș-balnoș în stup. Deci ideea e, dacă vrei să faci o miere curată, bine, e Poliflora, care automat e făcută din mult mai multe flori și nici o miere nu e 100%, zic asta de salcâm, poate mai conține și niște flori de câmp sau alte cele. Doar că, procentual, primează mierea de salcâm. Și atunci înseamnă că mierea care este recoltată, cum s-ar spune, dintr-o zonă unde nu se face agricultură, este cea mai bună. Ai clar. Că, dintr-o zonă unde nu se folosesc pesticide. Acum poate să fac agricultură, să-ți dau un exemplu, și merge într-un lan de brapiță sau floarea soarelui bio. Am înțeles, atunci e clar. Și atunci automat e mult mai bună decât dacă mergi într-un lan de rapiță unde e stropit non-stop. Aerul dintr-un stup este mai curat decât și mai sterilizat decât cel dintr-o cameră, dintr-o sală de operații. Acum fiecare își dă cu presupusul. Deci dacă ai băgat, îți dau un exemplu, o ramă să fie stricată cu tot felul de fungi, ciuperci sau eu știu, ia curăță. Apropo de curățat, am văzut de multe ori că ies albinele mici. Sunt scoase moarte afară. Da, Albina face curat și curăță fiecare celulă, curăță cu propolis. Propolisul fiind un antibacterian și un antibiotic natural. Da, apropo, câte albine sunt într-un stup totuși? Aici depinde de fiecare stup. Poate să fie 10.000, poate să fie 60.000. Ideea e, cu cât îți mai multe, cu atât e mai bine. Acum trebuie ținute și într-un echilibru, că dacă îți multe, atunci le dezvoltă friguri. Și atunci vor să plece din stup. Totul într-o stupină se face cu echilibru. Nu poți să produci 500 de kg pe stup, produci exact cât trebuie. Dragilor, noi am terminat recoltatul mierii. E o recoltă satisfăcătoare. Și până data viitoare, vă dorim budoaie pline și toate cele bune. Să trăiți!